Ministrul Educației a apostrofat de părinți la deschiderea anului școlar. S-a întâmplat la Colegiul Național Sfântul Sava. Părinții au arătat ministrului cum arată gardul terenului de sport. Iată ce i-a cerut imediat ministrul Sorin Câmpeanu, directoarei colegiului. Doamna director, rugăminte solicitare. Sunt sigur că în decurs de 3 zile, săptămâna aceasta, va fi înlocuit tot panoul acesta de plasă. Deci, da, director. Da. În 3 zile se înlocuiește tot acest panou de plasă. Da. Nu este conform. Știu. Deocamdată terminasem ce este în interiorul școlii. De acord, înțeleg că este complicat. Vă spuneam, e nevoie de coordonare cu autoritățile locale. Noi vă vom sprijini. Săptămâna aceasta voi veni împreună cu colegii de la presă și vreau să-l văd absolut pe tot înlocuit. Săptămâna asta. Vă mulțumesc. Succes.